Acum, proprietarii acestei ferme se gândesc la valorificarea producției pe plan extern, lucru care poate fi influențat doar de mari jucători din piață. Dar dacă ne gândim că seceta a afectat și țările din vestul Europei, este posibil ca recolta din acest an să se vândă mai ușor. O tendință care se manifesta în piața producției certificate ecologic este faptul că afacerile s-au adaptat la piață. Spre exemplu, mai nou, marfa nu se mai vinde imediat și în cantitate mare, ci clienții se folosesc de spațiul de stocare al fermierului și comandă marfa eșalonat. În felul acesta, livrarea se face mult mai greu, dar și încasările se fac mai greu.